nimic fără Dumnezeu, o călătorie împreună. Cine sunt? De ce sunt? Cine e Dumnezeu? Ce treabă am eu cu Dumnezeu? Ce treabă are El cu mine? Prieteni, am vorbit într-unul din episoadele de început despre crez. Ce este crezul? Conținutul de credință. Simbolul niceo-constantinopolitan. Crezul, un produs al comunității creștine în ceea ce privește nevoia ei de clarificare a conținutului de credință. Primele două sinoade la Nicea și Constantinopol, 325-381, au clarificat pentru comunitatea creștină primară, după ce creștinismul a devenit religie licită, a clarificat un conținut de credință. Mai târziu, prin secolele 5-6, acest crez niceo-constantinopolitan, în care conținutul pe care îl cuprinde Scriptura, pe care îl propovăduiește Biserica, conținutul de credință este clarificat din pricina ereziilor, care mișcărilor, tulburărilor din Biserică, el a fost încorporat în slujbele noastre, în rânduielile noastre, în liturghie mai întâi și apoi în multe alte secvențe sau ritualuri de rugăciune publice ale Bisericii. De ce? Pentru că întotdeauna comunitatea a avut nevoie să afirme, să reviziteze, să reînțeleagă conținutul de credință. Crezul reprezintă pentru noi nu doar o mărturisire verbală, nu doar o articulare a conținutului de credință, ci și un manifest de viață, a felului în care înțelegem noi toată istoria mântuirii, program de viață de care are nevoie comunitatea celor care cred. Mărturisirea crezului, cu diferite prilejuri, botezuri, liturghie, alte rânduieli, reprezintă afirmarea apartenenței la o anumită comunitate. Și totodată o verificare a credinței celuilalt, pentru că mărturisirea de credință dreaptă presupune și dreaptă viețuire. Este foarte important ca acel conținut de credință să fie articulat corect, pentru că acea înțelegere corectă a conținutului meu de credință determină corecta mea viețuire. Astăzi, atât despre crez, o să revenim mereu și mereu la conținutul nostru de credință. Crezul nu e un manifest, repet, ci un conținut cu potențial de viață și de mărturisire. Pe curând, prieteni!